voi citi din trei locuri în această seară. Evanghelia după Marco, capitolul 6, de la versetul 14, apoi Evanghelia după Luca, din capitolul 3, 3 versete, și din 1 Ioan 5, doar două versete. Marcu 6, de la versetul 14 la 29. 968, 969, pagina biblică. Despre moartea lui Ioan este primul pasaj biblic. Împăratul Irod, a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui nume ajunsese vestit și a zis, Ioan, botezătorul, a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, este vorba de Irod Antipa, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău, Irodia avea necas pe Ioan și vroia să-l omoare. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și-l asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și-a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Erodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice în vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară, și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farforie, l-a dat fetei și fata, l-a dat mamei sale, spune Scriptura. Evanghelia după Luca, Luca, din capitolul 3, versetul 18 la 20. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, repet, Irod Antipa, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, am adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Și ultimile două versete. 1 Ioan 5, versetul 16 și 17. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roace și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Și apoi există o afirmație. Este un păcat care duce la moarte. nu zic să se roage pentru păcatul acela. Orice neleciuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Puteți să vă reașezați. E o mare bucurie pentru mine să fiu din nou la Făcet. Am fost de multe ori, așa cum spunea fratele Nelu. Am fost de aproximativ 5-6 ori la Făcet a trecut o perioadă destul de bună, a fost pandemia, apoi altă dată când am fost chemat, am fost plecat, mă bucur să vă văd din nou. Uh, M-a sunat fratele Alin și mi-a spus că nu este acasă prejurarea pe care uh, o amintea aici, priveghi. Vă aduc salutări de la Bihor, de la Alești, uh, de la Lugașul de Jos, uh, din toată inima, mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze. Or, de câte ori vin la făcet, nu pot să uit că pastorul Mircea Frătuțescu e de aici. El slujește la Constanța, unde eu am locuit cu soția. Seara asta, pentru prima dată, sunt cu soția în mijlocul dumneavoastră. Ne-au crescut copii, doi s-au căsătorit, de când nu ne-am văzut băiat, tu, fata, mai avem unul pe acasă. Uh... A trecut timpul important este că în seara asta suntem în casa noi. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-am bucurat când fratele Petru mi-a dus aminte și am predicat la uh, Făget aici, în urmă cu o an de zile. Uh, mă bucur și asta mă încurajează în această seară. Mă rog ca și cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inima să ne străpungă inimile tuturor în această seară. Probabil vă întrebați și legătura cu textele acestea biblice. Pe o seară de evanghelizare citesc despre moartea lui toro, și apoi rezumatul din Luca 3, astfel predica Ioan Norodului Evanghelia și dădea de încă multe alte îndemnuri, dar cărmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratului său, Filip, și pentru toate celelalte rele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță sau a tăiat capul celui care îi predica Evanghelia. În această seară, frași și surori, voi predica despre un subiect deloc popular și nu l-am ales pentru că este nepopular, dar cred, având în vedere vremurile pe care le trăim cu toții, că este un subiect necesar nouă, necesar bisericii, necesar prietenilor prezenți aici în această seară, ne este necesar tuturor. Asistăm, frați și surori, la o escaladare a păcătoșeniei fără precedent în lumea aceasta. Cineva spunea, așa într-o paranteză spun asta, introducând subiectul, când practicile sodomite vor fi legalizate, lucrul acesta va însemna sfârșitul lumii. Nu mă îndoiesc că n-a avut dreptate. Spuneau frații de la Betania Rat, pe care salut, domnul se bine că nu se știe când se gata Lumea aceasta, când vine Domnul Isus, asistăm într-adevăr la o escaladare a păcătoșeniei fără precedent. Niciodată nu s-a gustat, din păcat, așa cum se gustă astăzi. Niciodată. Așadar, vreau să predic în seara aceasta despre subiectul acesta numit. Păcat. Numit păcat. Poate fi un subiect care incomodează. Mi-aș dori în această seară, însă. N-am de gând să ofensez pe nimeni prin mesaj și vreau, dacă se poate, să ne fie trezită mintea și inima. Am spus, dacă se poate, spun asta nu din perspectiva mea, că noi doar udăm, sau au udat frații, au și semănat, noi udăm și semănăm, doar Dumnezeu face să crească. Și mă rog ca Dumnezeu să facă să crească în seara aceasta la Efrata. Despre păcat voi predica în această seară. Ce este păcatul? Ce este păcatul? Frașii nu doar că asistăm la o escaladare a păcătoșenii fără precedent, cum spuneam, dar asistăm și la o minimalizare fără precedent a păcatului. O minimalizare fără precedent a păcatului. Aproape nimic nu mai este păcat astăzi. Aproape nimic. Dați-mi voie să fac o mărturie scurtă. În urmă cu câțiva ani de zile am terminat și noi construcția la Lugașul de Jos în anul 2013. Înainte de anul acesta, unul din diacon s-a mutat în Statele Unite, a fost secretarul bisericii. I-a murit soția, s-a recăsătorit și mi-a lăsat tot secretariatul bisericii mie dar oricum aveam acces la el, dar n-am fost curios niciodată să-l iau. Biserica din Lugașul de Jos are o istorie de 94 de ani anul acesta. Anul trecut am aniversat 10 ani de la deschidere și 94, 93 de ani de mișcare penicostală în comuna Lugașul de Jos. Dau slavă Domnului pentru asta, dar vreau să vă spun ceva. Așa într-o zi m-am uitat peste actele de secretariat ale bisericii. Procese verbale încheiate în anii 1945 și pentru păcate persoane puse la disciplină. Știți ce pe mine m-a frapat să spun așa? Am zis, dacă astăzi am pune la disciplină Persoane din biserică pentru aceleași păcate. Probabil că ne-am face dosar de pensie. Dosar de pensie cu anticipație. Asistăm la o minimalizare a păcătoșeniei fără precedent. Îmi pare rău să spun că se crede că aproape nimic nu mai este păcat. În cartea ce înseamnă să fii născut din nou sau în sfârșit viu, autorul pe nume John Piper prezintă un sondaj de opinie. Un sondaj de opinie făcut în lumea evanghelică, între credincioși și evanghelici. Că dacă sunt prieteni aici, în această seară, Poate că făcându-ne mia culpa sau arătându-ne vulnerabil, poate impresia pe care o au sau o vor avea despre noi va fi una mai obiectivă. N-avem niciun drept moral să-i chemăm pe oameni la pocăință, dacă noi nu trăim în pocăința. Și spunea John Piper că păcatele din societate din lumea asta care zace în cel rău, aproape în același procent, în zilele acestea. Și autorul acesta este un pastor baptist, păstorește în vremurile acestea, și îl spunea, nu se poate. Oameni care pretind că sunt născuți din nou, oameni care pretind că s-au întâlnit cu Dumnezeu, și să întâlnești aceleași păcate în biserici sau în biserică, ca și afară. Asta nu poate fi numită naștere din nou. Poate seriile acestea de evangelizare sunt pentru noi. Sunt pentru noi. Asistăm la o escaladare a păcătoșeniei, dar și la o minimalizare a păcătoșeniei. Păcatul a ajuns o diferență de cultură. De aceea spuneam aproape nimic nu-i mai păcat. Am ajuns să gândim în termeni aceștia, la noi poate fi păcat, la alții nu-i păcat, pentru că trăiesc într-o altă cultură. Frați și surori, stimați, frați și surori și prieteni, Evanghelia nu se adaptează la cultura nimănui, și la vremurile în care noi trăim, Evanghelia transcende viacurile, Evanghelia rămâne Evanghelie. Dumnezeu nu se schimbă. Nu se schimbă. Dumnezeu rămâne același. Știți ce îi spune bisericii din Sardes la un moment dat? Iată ce zice cel ce are în mână sabia cu două tăișuri. Știu unde locuiești. Unde locuiești tu, scaunul de domnie al satanei. Să nu cumva să crezi că dacă satana și-a așezat scaunul de domnie acolo, asta este o scuză pentru voi că trăiți într-un mediu infect, păcătos și așa mai departe. Țineți minte, iată ce zice cel ce are în mână sabia cu două teișuri. Noi n-ar trebui să ne temem de cei care ucid trupul și de acela care poate ucide și trupul și dul să-l arunce în gheienă. Așadar, despre păcat voi predica în această seară. Nu mă îndoiesc de faptul că oamenii al lui Dumnezeu, prin care vreau să mă număr și eu ca dumneavoastră, și asta nu este o excepție, asta ar trebui să fie o normalitate. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna n-au cruțat păcatul. Oamenii cu frică de Dumnezeu, care ar trebui să fie normală pentru o viață de credincios, n-au cruțat păcatul niciodată. Am citit în seara asta din Evanghelia după Ioan, după Luca, despre Ioan, astfel propovăduia. Sau mai simplu, nu că nu s-a înțeles, astfel predica Ioan norodului Evanghelie. Oare ar fi chemat Ioan botezătorul la evanghelizări de a trăi în vremea noastră? Omul acesta nu menaja pe nimeni. Pe nimeni. Când au venit unii din liderii religioși ai vremii de atunci să primească botezul, Ioan a folosit cuvinte aspre. A fost mandatat de Dumnezeu să le spună cuvintele acelea. Nu oricine le poate rosti și nu cred că uh, uh, mi-aș permite să folosesc la modul direct... Cuvintele pe care Ioan le-a folosit atunci, dar a spus celor care veneau să primească botezul și erau nepocăiți. Pui de năpărci! Cine v-a învăța să fugiți de mânia viitoare? M-am întrebat de ce a avut uh, uh, cuvântul acesta atât de aspru, de tranșant, de radical din partea lui Dumnezeu împotriva acestor oameni sau acelor oameni, pentru că oamenii aceia aveau toate dovezile și nu s-au pocăit. Probabil că cineva are toate dovezile, știe, știe, tot ce trebuie să facă și nu se pocăiește aceste cuvinte, s-ar putea să îi se potrivească. N-a amenajat pe liderii religioși, dar nu i-a amenajat nici pe cei politici. Eu știu că adunul acesta e an electoral și ne vor vizita din nou, nu mă îndoiesc de faptul că vreau să fiu pozitiv, că avem printre ei frați de noștri care ne fac cinste, care au făcut politica bisericii noastre sau bisericilor. Sunt acolo pentru că uh, uh, au reprezentat oarecum interesele comunităților noastre și Dumnezeu se bine Dar au venit, vin și oameni care n-au nicio treabă cu viața de credință. Uitați-vă ce a spus Ioan lui Rodantiba. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Irodiana avea necas pe Ioan și vroia să-l omoare. Dar am citit, nu putea, căci Irod se temea de Ioan. Dar de ce se temea de el? Știa că omul acela nu face compromis. Cred că nu se temea de cuvintele lui, în primul rând. Nu asta reiese din text. Irod se temea de Ioan pentru că știa un om neprihănit, și sfânt. Biserică e frata din făcet. Vreți să ne asculte oamenii? Oamenii vor avea întotdeauna respect pentru cei care înainte de a predica Evanghelia o trăiesc. Îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl îl asculta cu plăcere, neștiind ce să fac. Astfel predica, repet, Ioan Evanghelia și dădea multe alte îndemnuri. Eu cred că în maniera asta trebuie predicată Evanghelia, nu la Zefremia, nu glumind predicând Evanghelia, nu, no? Nu spunem tot felul de povești predicând Evanghelia. Eu n-am avut povești în conținutul lui. Oamenii lui Dumnezeu n-au avut povești în Evanghelie. Apostolul Pavel spunea, că, când a venit la voi, abia așteptat așteptat să vin să vă spun că știu. Nu. No. Când am venit în mijlocul nostru, eram fricos, și prinde cu tremur. Prinde cu tremur. Și când am venit în mijlocul vostru, n-am vrut să vă arăt câtă cultură general am, nici ce vocație am, am venit să-L predic pe Isus Hristos și pe El răstignit. Asta se cheamă Evanghelie. Trăim o vreme și fac o paranteză aici, în această seară, când avem atâția vorbitori, dar nu mai predică Evanghelia, spun o grămadă de povești și numai Evanghelie nu este. Este o normalitate să predici Evanghelia. Este un lucru normal să predici Evanghelia. Deci dacă voi predica în această seară Evanghelia, asta este normal. Așadar, voi predica despre păcat în această seară, dar nu despre orice păcat. Nu spun asta încercând să minimalizez păcatul. Astfel predica Ioan norodul Evanghelia și dădea multe alte îndemnuri, dar cârmuitorul rod, care era mustrat de Ioan pentru uh, Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate celelalte rele pe care le făcuse, Uitați ce spune aici Evanghelistul Luca. A mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela: că a închis pe Ioan în temniță. În seara aceasta voi predica despre păcat, dar în mod special despre păcatul care umple paharul. Despre păcatul care duce la moarte. Vezi pe cineva, spune Biblia, săvârșind, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roace. Și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. În seara asta la Efrată vreau să strig. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Pentru mine, Irod, este unul din exemplele clasice de oameni care a comis păcatul care a umplut paharul. A mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela. Can Kiss, Pioan în Tebnitz. Care este păcatul care umple paharul? Care este? Să fie cu ce să încep un păcat, când spun oarecare, repet, nu înseamnă că vreau să minimalizez păcatul. Hai să încep cu următorul păcat, mândria, pentru că atunci când ne gândim la păcate, adesea ne gândim doar la cele fapte reprobabile, acele păcate uh, scandaloase, păcate în trup, într-adevăr sunt grave, adulter, crimă și așa mai departe. Dar este păcatul care duce la moarte mândria? Că mândria este un păcat. Știți că în Biblie găsim scris următorul verset. Păzește, spune un om al lui Dumnezeu, de asemenea pe omul tău. De ce? De mândrie. Ca să nu stăpânească ea peste mine. Ca să fiu nevinovat. Am parafrazat puțin. De ce fel de păcate? Mar. Cred că este poate greșit să spunem că sunt păcate mari și păcate mici. Spun poate. Poate. Și totuși, Biblia numește mândrie un păcat mare, nevinovat. Dacă mă păzești de mândrie, sunt nevinovat de păcate mari. Dacă ar fi să fac o diferență între păcate. Pe lângă cea anunțată prin subiectul mesajului din seara asta, păcatul care umple paharul. Cuvântul păcat este un cuvânt general, ca și cuvântul boală. Boală. Dar nu este tot una să fie răcit, cum nu este tot una să fii sau să fie bolnav de cancer. Se moare și de răceală, se moare și de cancer. Care este păcatul care umple paharul? Este mândria? Eu știu că sunt oameni care au fost iertați de mândrie. Mândria poate fi iertată. Dacă cineva se smerește înaintea lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl iartă. Știți că pe vremea lui Elie, împăratul lui Israel era cine? Ahab, care l-a tărât pe Israel în idolatrie și Dumnezeu. Dumnezeu îl mustră pe Elie, pe, pe, Ahab prin Elie și la un moment dat când Dumnezeu îl avertizează pe Ahab ce are să-i se întâmple, Biblia spune că Ahab ce-a făcut, cine știe? S-a smerit. S-a smerit! S-a smerit, spune Biblia Ahab. Și a lepădat straiele împărătești și s-a acoperit, dacă nu greșesc, cu un sac. Dumnezeu îi spune lui Elie, l-ai văzut pe alb? S-a smerit. E mândria păcatul care umple paharul? Mândria poate fi iertată. Observați, n-am spus că nu poate umple paharul. Mândria poate fi iertată. Doi, doi, este Adulterul, păcatul care umple paharul. Adulterul este un păcat deosebit de grav. Față de alte păcate, adulterul este păcatul pe care cineva îl comite împotriva a ce? A trupului său. Este un păcat în trup. Și Biblia spune că noi suntem ce ca și copia al lui Dumnezeu? Temple ale lui Dumnezeu sau templul Duhului Sfânt. Adulterul sau corvia, păcatul acesta, Biblia spune, că nici măcar n-ar trebui să fie pomenit. Unde? Între noi. Din păcate, din păcate, a ajuns printre noi păcatul acesta. Biblia spune că căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Păcatul acesta este un păcat împotriva Trupului care este un templu al Duhului Sfânt. Sau ar trebui să fie. Păcatul acesta săvârșit în trup se plătește în trup. Poate fi iertat. Vedeți când spun se plătește în trup, cineva ar putea să creadă că noi putem să ne ispășim păcatele prin corecție pe care Dumnezeu ne administrează, prin pedeapsa pe care Dumnezeu ne administrează, noi plătim pentru păcate. Nu. Este impropriu spus că plătim, că noi, ca părinți, ne pedepsim copiii pentru greșelile făcute, niciodată pedeapsa, pedeapsa nu poate repara greșeala. Și este doar o asociere pe care copilul ar trebui să o facă. Acesta este obiectivul și scopul pedepsei pe care a, 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 copilul ar trebui să o, să o facă. Asocierea dintre. Greșală și pe Atunci când suntem pedepsiți aici, în trup, nu înseamnă că plătim. Pentru păcat s-a plătit o singură dată în istorie, acum 2000 de ani. A plătit Isus. Aleluia! David s-a făcut vinovat de adulter și Dumnezeu l-a iertat. Și dacă afirmă în această seară că adulterul poate fi iertat, n-ar trebui cineva să spună: Dacă îl fac, voi fi iertat. Nu e o scuză pentru absolut nimeni de aici. Nu e o scuză. Adulterul poate fi iertat. Vom vedea în această seară, poate fi și păcatul care umple paharul. În al treilea rând, este crima păcatul care umple paharul? Uitați-vă, David s-a făcut vinovat nu doar de adulter, ci și de crimă. Pe Urie, Hetitul, l-a omorât cu mâna lui Ioab. David s-a făcut vinovat de crimă. Pentru că David a crezut că timpul acoperă trecutul și șterge trecutul. Timpul nu șterge trecutul, e o minciună a diavolului. Trecutul poate fi iertat, doar adus la lumină. Și pentru că David a ezitat să aducă trecutul la lumină. Țineți minte, psalmul 32, Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în dul căruia nu există viclenie. David a avut-o. Câte vreme am trecut bisetopea oasele de gemetele mele necormate, că zi și noapte mâna ta a păstat supra mea. Mi se usca vlanca cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci... Să mântuiesc și păcatul meu. Dar țineți minte ce s-a întâmplat atunci. A venit profetul de curte la David și a spus: David, s-a întâmplat ceva în apropiere de aici, într-o cetate de a lui Israel. Erau doi oameni într-o cetate, unul bogat și unul sărac. Bogatul avea turme nenumărate de oi și vite. Iar săracul avea o singură melușă pe care o cumpărase. A plătit pentru ea, a crescut-o la sânul lui ca pe, ca pe fata lui. Mânca din aceeași bucată de pâine cu ea, bea din același pahar cu ea, o creștea la sânul lui. Și într-o zi la bogată a venit un musafir pe neanunțate. Și în loc să taie din turmele lui de oi, s-a dus și a luat oaia săracului singura milușa. Țineți minte ce a spus David? asta e prea de tot. L-am parafrazat. Omul acela e vrenic de moarte. Să plătească de patru ori. David nu știa că sentința pe care tocmai o pronunțase, a pronunțat-o împotriva lui. Și îi spune, David, omul acela ești tu. Tu, David, iată ce spune Dumnezeu, nu ți-am dat tot ce ai avut nevoie? Și dacă s ar fi lipsit, nu ți-aș mai fi dat? L-ai omorât pe urie, Titor. Și David se aruncă cu fața la pământ. După adulter, David face crimă. Și Dumnezeu îl iartă, potrivit cu Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de cimitele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsă asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege, am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, versetul acesta e important pentru subiectul predici din seara asta. De aceea, orice om e să se roage ție la vreme potrivită. Vreme potrivită pentru iertare, pentru pocăință. David a fost iertat și de crimă. Este divorțul păcatul care umple paharul? Irod Antipa și a lăsat nevasta, să căsătorit, mele, a căsătorit, pun ghilimele, a luat-o de nevastă pe nevasta fratului său, Filip Troian Adulter. De ce predica Ioan Evanghelia? Eu cred că Dumnezeu l-ar fi iertat. Însă să se face vinovat de păcatul care umple paharul. Am încercat în această seară, în prima parte, după introducere, să Vedem care e păcatul care umple baharul. Îi mândria, îi adulterul, îi crima, îi divorțul, îi minciuna. Mai adaug și minciuna, țineți minte, Canania și Safira au mințit o singură dată, au vândut moșioara și au venit și au spus că prețul ei a fost un altul decât cel pe care îl vânduse. Și în momentul acela, în momentul acela, Petru i-a spus, Anania, de ce ți-a umplut? Cum de ți-ai lăsat umplută inima din partea diavolului? Ți-a umplut satana inima și l-ai mințit pe Duhul Sfânt, te-ai ispitit să-l minți pe Duhul Sfânt. Tu n-ai mințit pe oameni, pe Dumnezeu. Dumnezeul acela e aici în această seară. Haleluia! Au fost oameni care au mințit și au fost iertați cu siguranță. Uitați-vă, Anania n-a mai fost iertat. Câteva păcate am punctat în această seară și în concluzie spun că oricare din păcatele acestea poate fi iertat, dar în același timp, oricare din păcatele acestea poate umple paharul. Mândria poate umple paharul. Adulterul poate umple paharul. Crima poate să umple paharul. Divorțul poate să umple paharul. Minciuna poate să umple paharul. Înainte de a vedea când cineva comite păcatul care umple paharul, vreau să fac o observație din Scriptură care este foarte importantă pentru a fi subliniată în seara asta. În faptele apostolului, capitolul 17, versetul 30. Fapte, capitolul 17, versetul 30. Doctorul Luca spune așa. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cu alte cuvinte, până când cineva trăiește în neștiință, el nu poate umple paharul. Pentru că a zis Dumnezeu că el nu ține seama de vremurile de neștiință. Știm că hula adului Sfânt Ula împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Și Apostolul Pavel spune că măcar că eu eram un hulitor, sublinind păcatul acesta groasnic, am căpătat îndurare pentru că lucrăm din neștiință în necredință. Adică nu știam. De umplerea paharului nu se poate face vinovat nimeni care trăiește în eștiință sau în întuneric. De umplerea paharului ne putem face vinovați noi cei care ascultăm Evanghelia. Când cineva umple paharul, care este momentul în care mândria, adulterul, divorțul, crima, minciuna sau orice alt păcat poate să umple paharul. Am la mine o poezie și înainte de a face sublinierile pe care le-am pe inimă în această seară, dați-mi voie să citesc poezia asta. E despre păcat. Păcat e tot ce duci prea greu și prea însadar și prea gemând când zborul larg spre Dumnezeu m -ar vrea sau te-ar vrea mult mai aprins luptând. Deci, în primul rând, e tot ce duci prea greu. În al doilea rând, păcat e tot ce ard sau arzi din vis, din piept, din timp și din priviri, pe un drum străin de paradis și de seninele trăiri. Păcat e tot ce ascund sau ascuns sub gând sau sub cuvânt sau sub condei și nu păcat în alți cântând. Curat când ai, curat când ei. Păcat e tot ce noi frumos și nu-i sedin și nu-i curat și nu-i făcut pentru Hristos. Păcat e tot păcat, păcat. Păcat e tot ce nu-i supus lui Dumnezeu cu gând voios. Păcat e tot ce nu-i adus din rădăcină lui Hristos. Și ultimul verset. Păcat e tot ce-i greu și amar dar dintre toate cel mai greu e răul aruncat spre har și pumnul întors spre Dumnezeu. Mai repet odată, ultimul vers al poeziei. Păcat e tot ce e greu și amar. Stimați ascultători, frați și surori, domn și doamne, dar dintre toate cel mai greu. E răul aruncat spre har, asta a făcut irod în tipa, și pumnul întors spre Dumnezeu. Știți care este păcatul care duce la moarte, sau păcatul care umple paharul? În primul rând, este păcatul din care nu te mai poți opri. Păcatul care umple paharul. Păcatul care duce la moarte este păcatul din care nu te mai poți opri. E ca un topogan pe care, de, în momentul în care ai ajuns acolo, nu mai poți să urci. Este, ca și drumul acela cu sens unic. Nu te mai poți întoarce. Din păcate ce subliniez în această seară a devenit o normalitate și nu ne mai deranjează asta. Ceea ce îmi spune mie însă că s-a ajuns într-o fază, într-o ipostază din care, din care Spune în această seară, aproape, de ce folosesc cuvântul acesta? Aproape că nu mai există cale de întoarcere. Păcatul care umple paharul, frat și suror, stimați prieteni, tineri și tinere, bărbați și femei, este păcatul din care nu mă mai pot opri. Astfel era mustrat Ioan, era mustrat Irod de Ioan. Pentru Irodiada, nevasta fratelui său, Filip, pe care o luase de nevastă. Și pentru toate celelalte rele pe care le făcuse. Și într-o zi când își prăzduia ziua nașterii, a dat un ospăț casei lui, mai marilor casei, boierilor. Nepoata lui a intrat în in sala de ospăți, a dansat, l-a sedus pe, pe Irod Antipa, a chemat-o la și a spus, spunem ce vrei să-ți dau. Îți dau jumătate din împărăție. Și ea, inocentă, n-avea ce-ar trebui să ceară, s-a dus la mama ei și a fost autoarea morală a păcatului sau a crimei pe care Irod Antipa comandat-o, vreau să-i ceri, nu mâine, eu nu mai am liniște. Irod e gata să se pocăiască, e gata să mă alunge acasă. Irod îl asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul, stătea în cumpă de ce să facă. Într-o zi când a venit și s-a cerut capul lui Ioan Botezătorul, am citit în seara asta următoarele cuvinte pe care vreau să le citesc din nou. Ea s-a grăbit să vină dată la împărat, probabil că mama ei a trimis-o, du-te până nu se răzgândește împăratul, du-te, du-te acum. În grabă și a făcut următoarea ce le vreau să-mi dai în dată, nu mâine, în dată. Nu șer jumătate din împărăție, mama ei, Concubina lui Roland Tipa știa că acest cap a unui om sfânt a valora mai mult decât toată împărăția, nu jumătate din împărăție. Vreau să-mi dai îndată pe o farfurie capul lui Ioan Botezător. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. N-a mai putut să zică nu. Pe lângă toate celelalte rele pe care le făcuse, l-a închis pe Ioan din pricina irudia de nevasta fratelui său Filip. Păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. Veneam într-o seară de la biserica din Lugașul de Jos. Era săptămâna mare, săptămâna patimilor. Era joia seara. După ce se cina, asta obișnuim probabil și dumneavoastră aici, m-am întors spre casă și în un spre casă, în fața unui, unei, unui bloc de garsoniere, locuia un bărbat care nu s-a căsătorit niciodată, am crescut cu el în biserică cu vreo 4 sau 5 ani mai mare decât mine. Tata lui a fost conducător de adunare în satul în care eu am crescut. De câte ori îl vedeam sau ne întâlneam, abordaici, îmi cerea bani, nu i-am dat niciodată, știam că ia alcool, eventual îi spuneam, îți iau o pâine, îți iau ceva de mâncare, dar bani ție nu-ți dau, pentru că știu că e alcool. Și când l-am văzut în fața garsonierei pe bancă, am lăsat de la mașină, i-am rostit numele, l-am salutat și am zis, nu vreau să rostesc numele lui în seara asta, i-am zis, săptămâna asta e săptămâna mare, săptămâna patemilor, pe noi părinții ne duceau la adunare, suntem și rudenii, sau am fost rudenii, mama mea cu mama lui, verișoară de gradul 2, și am zis, nu vrei să vii la adunare? mâine dimineață, vinerea mare sau seara, duminică dimineață, seara, luni, a doua zi de Paști, Zic, poate Dumnezeu te scapă de alcool, de duhul acesta de alcool. S-a uitat la mine, nu pot să spun că a plâns, dar mi-a dat un răspuns la care nu m-am așteptat în momentul acela. Mi-a rostit numele cum îl rostesc prietenii acasă, Ioșca de la Iosif, influența maghiară, ce Ioșca, tu nu știi ceva, și mă întrebam ce nu știu și îmi spui tu. Tu nu știi ce înseamnă să te ia alcoolul pe dinainte. Când mi-a spus asta, am realizat că a spus un mare adevăr. Eu nu mă mai pot opri. Alcoolul poate umple paharul. Când cineva nu se mai poate opri, a umplut paharul. Pun o întrebare poate e puțin ironică în această seară, deși ironia nu-și are locul la învon, dar Elie a ironizat pe lui Bal, la un moment dat a spus, strigați mai tare, după Evanghelia care se predică astăzi, de câte, po de câte ori poate fi iertat un om care își vinde dreptul de întâi născut? Știți de câte ori? De câte ori vrea el. -o? Dar Biblia nu spune asta. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcat. Hristos nu se duce din nou la Ierusalim să moară. Nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcat, ci doar așteptarea judecății și văpaia unui foc care va mestui pe cei răzvrătiți. Asta spune în Biblie. Nu ne putem juca cu păcatul. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 4: Dacă nu mă înșel, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Păcatul care umple paharul, frații și soroc, este păcatul din care nu te mai poți opre. Cel care se duce la femeia stricată, Biblia spune despre el că, dacă vrea Dumnezeu să-l pedepsească pe cineva, îl lasă pe mâna unei femei stricate, se duce singur la măcelărie. Singur. Nu se mai poate întoarce. Uitați-vă, citam din proverbe și vreau să deschid puțin în cartea proverbe. De altfel asta spune înțeleptul Solomon în capitolul 5. Așa, fiule ia minte la învățătura mea și pleacă urechea la învățătura mea ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femei străine strecoară miere și cerul ei este mai dunecos decât un de lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două teișuri, picioarele ei coboară la moarte, pașii dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții. Nu poate găsi calea vieții. Asta spune Biblia. Rătăcește în căile ei și nu știa unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă să nu vă bateți de la cuvintele gurii mele de de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și să trudești pentru casa altuia, ca nu cumva uh, să gem la urmă și să zici cum am putut eu să urăsc certarea, cum a disprețuit inima mea mustrarea, era cât pe ce să mă nenorocesc de tot în adonare. Culmea rătăcirii nu este dată de cei care n-au intrat niciodată în adunare. Nu. Lumea aceasta, și cum am fost și noi altă dată, zace în cel rău. Culmea rătăcirii este să pierim aici, în adunare, să ne rătăcim aici. Păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. Irod Antipa nu s-a mai putut opri. Am predicat aici cu zece ani în urmă cel puțin despre drumul care duce la piersare. N-am făcut sublinerea asta atunci despre Balam și măgărița lui. Țineți minte când a trimis Balac, fiul lui Țipor, la Balam, să i spună un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului, vino și bleastă -mă. Balam, în prima fază, a spus, eu nu vin să blestem, pentru că nu mă lasă Dumnezeu și Balac a trimis alte căpetenii mai cu vasă la Balam și a spus, așa vorbește Balac fiul lui Țipor, nu mai pune piedici, îți dau slavă, cinste, bani, ce vrei. Și Balam a zis să-mi dea Balac toată casa lui plină de aginșauri, și aur, n-aș putea să fac niciun lucru, fie mare, fie mic, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Într-un mod paradoxal, Dumnezeu vine la Balam și spune, pentru că oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală -te, du -te cu ei, dar să faci numai ce voi spune. Balam pune șau pe măgar și se duce. De ce spuneam că într-un mod paradoxal Dumnezeu lasă? Pentru că Dumnezeu se mânease că plecase. Și a trimis împotriva lui un înger cu sabia scoasă din mână. Măgărița l-a văzut, s-a bătut din drum, Balam a bătut-o. A doua oară îngerul a stat într-o cărare dintre vii. Și Biblia spune că a, 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 măgărița a strâns piciorul lui Balam de un zid. Balam o bate a doua oară. A treia oară drumul ducea printr-un loc în gust, nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița se așează, numeri, capitolul 22. Balam o bate din nou. Și Dumnezeu deschide gura măgăriței și îl întreabă de ce mă bați de ce mă bați? De ce mai ai bătut de trei ori? Și Balam îi spune, pentru că ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. În momentul acela, Dumnezeu deschide ochii lui Balam și spune, Balam, de ce ți-ai bătut măgărița? Iată, eu am ieșit să stau împotrivă, că drumul pe care merge este un drum care duce la persoară. Balam nu se mai putea opri. Irod Antipa nu s-a mai putut opri. Când cineva umple paharul, nu se mai poate opri. Nu te mai poți opri! Dar ca să nu fac o nedreptate lui Dumnezeu în această seară, trebuie să spun și următorul lucru. Noi toți de aici, fără excepție, ne-am născut cu incapacitatea de a ne putea opri. Noi toți de aici ne-am născut incapabili de a ne putea opri. Cu alte cuvinte, pentru că ne-am născut morți în păcatele noastre, în care trăiam o după mersul lumea acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului. Adevărul este că nu noi ne-am oprit, ne-a oprit El. Haleluia! Haleluia! Aleluia! Dau slavă lui Dumnezeu că ne-a oprit. Dă slavă lui Dumnezeu că te-a oprit. Dă slavă lui Dumnezeu că mi-a ieșit, că ți-a ieșit înainte. Să dăm slavă lui Dumnezeu că pe când noi rădăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui, a venit și ne-a oprit el. Psalmistul spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine. El mi-a ascultat strigătele. Nu eu m-am ridicat din groapa mocirlii. El m-a scos din groapa mocirlii. El m-a scos din fundul gropii. El mi-a pus picioarele unde? Pe stâncă. Haleluia! El mi-a tărit ce? Pașii. Haleluia! El a pus în gurile noastre, frașii și de la Betania, ce? Cântare de laudă. De unde cântăm noi? Ne-a dat El cântarea. De unde cântăm noi? Pentru că El ne-a pus în inima noastră și în gura noastră cântare de laudă. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta! Dar atenție, când cineva adaugă păcat după păcat la viața lui, cu atât mai puțin se poate opri. Există o vreme, pun mele, când te poți opri. Știți care e vremea aceea? O voi spune la final în această seară. Deci, în primul rând, drumul sau păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. E cineva aici care nu se mai poate opri? Ei cineva aici care nu se mai poate ridica? Ei cineva aici care e biruit din nou și din nou? Din nou și din nou? E cineva aici care se duce singur la măcelărie? Ăsta e păcatul care umple paharul. E cineva care nu se mai poate opri din minciună? umple paharul, e plin paharul. E cineva care nu se mai poate opri din păcatul lui? Păcat de tot ce e greu și amar, dar dintre toate cel mai greu, e răul aruncat spre har și pumnul întors spre Dumnezeu. Am anticipat deja răspunsul. Totuși cunosc pe cineva în seara aceasta care este aici, pe cineva care poate opri este Isus. Este Isus. Este Isus. Poetul spune, cine ești, cu ce putere poruncești, ridică spatul. Cum vorbești, în al cui nume tu ne poți ierta păcatul? Toate acestea sunt legende, va răspunde aștiința, povestiri de peste veacuri, dar n-a existat ființa. Poate oare o legendă de alul Golgotei să-l suie? Tot păcatul omenirii țintuit în patru cuie. O, tu nu poți fi legendă, niciun mit, înger sau zeu. Tu ești, cum a zis și Petru, unic fiu de Dumnezeu. Eu cred, am doves o mie, că ești viu și adevărat. Că ești viu și adevărat. Că din groapa deznădejde, Doamne, Tu ne ridicat. Peste haina mea, murdar, ai tornat sângele Tău dintr-un păcătos nemernic, făcând fiu de Dumnezeu. Nu-i sub soare vreo legendă, nu-i religie, nu-i lege, nu-i știință, nici materii, ce păcatul poate șterge. Unul singur e în stare să ierte pe păcătos. Unul singur e în stare să te oprească. Unul singur e în stare să te ridice. Unul singur e în stare să ierte pe păcătos singur jos. Și sus în ceruri, omul Sfânt Isus Hristos. Irod Antipa nu s-a mai putut opri. Poate te mai poți opri. Poate n-ai umplut încă paharul mâniei lui Dumnezeu. În seara asta spune, Doamne, de mai pot fi oprit, oprește-mă. Doamne, de mai poate fi oprit cineva în seara asta, oprește-l. Cum ai oprit pe mine, oprește, Doamne. Tu ai făcut din mine, din zidul de ruină, o veșnică cetate făcută pentru tine. O meștere slăvit, o ziditor măreț. În jurul meu mai sunt cetăți, poate ruine, vinul și fă din ele ce ai făcut din mine. În al doilea rând, păcatul care umple paharul este păcatul pe care, deși îl conștientizezi, nu te mai doare. Irod Antipa a conștientizat în momentul în care i s-a cerut capul lui Om că e grav ce faci. Dacă cândva îl asculta pe Ioan cu plăcere, neștiind ce să fac, stătea în cumpănă, de data aceasta, Irod Antipa, nu mai are teama pe care a avut. Se temea de Ioan. Îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl asculta cu plăcere. Stătea în cumpănă. Se simțea vinovat, îl durea ceva în sufletul lui. Era gata, gata să se pocăiască. Deci în al doilea rând, stimați frați și surori, stimați credincioși, domn și doamne, care prima dată probabil auziți Evanghelia, deși este puțin probabil. Doar cei care n-au auzit-o niciodată nu se pot face vinovați de păcatul acesta. În al doilea rând, păcatul care umple paharul este păcatul pe care deși îl conștientizez, nu mă mai doare. Trebuie să spun ceva la efrata în această seară, o durere pe care o am în inimă. Pe noi toți, toate ne dor. N-am spus pe dumneavoastră. Probabil cei mai mulți vin la adunările noastre astăzi pentru că port poveri. Îi doare ceva, îi, doare, îi dor problemele din viața asta, îi dor necazurile, îi dor uh, bolile, trupești, dar, dar, dar. Durerea mare este că nu ne mai doare păcatul. Asta pe mine mă îngrozește. Pentru că atunci când pe noi nu ne mai doare păcatul, s-a umplut paharul. S-a umplut paharul. Psalmul 38. Psalmul 38. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carne mea. Din pricina băniei tale nu mai este nicio vlagă în oasele mele. În urma păcatului meu. Căci fără de mele se ridică deasupra capului meu ca o povoară grea. Sunt prea grele pentru mine. Anticipez ceva, continuăm. Nu prea grele pentru el. Sunt prea grele pentru mine. Auziți ce cuvinte folosește psalmistul? Rănile mele miros greu. Sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua omul plin de întristare, căci o durere arzătoare în bisturii măruntale și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. De ce toate cuvintele acestea? Rănile mele miros greu, sunt pline de coptură. Păcatul este ca o pofană grea, e prea pentru bine. Uitați-vă la versetul 18. Acolo David spune așa, îmi mărturisesc fără de legea. Și mă doare, nu pentru că au aflat alții ce am făcut, nu e asta pocăința. De n-ar fi aflat nimeni vreodată. Când pe cineva îl doare păcatul, se căiește public. Pentru că el știe că nu ceea ce contează sau ceea ce uh, 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 e apăsător, nu este ca oamenii să fie aflat și să ascunde Dumnezeu de care nu pot ascunde. Mă doare de păcatul meu. Pun o întrebare direct în seara asta la făcet nici nu știu să o strictare, nu știu dacă am dreptul acesta, nu-l am, dacă eu sunt imun la următoarea întrebare, adică ca răspuns, doare păcatul la făget? nu întreb dacă dor picioarele și rinichii și alte cele, doare păcatul aici? Știți că ceea ce face diferența dintre biserica adevărată și o falsă biserică este tocmai amănuntul acesta pe care îl trecem cu vedere? Noi ne ducem spre bisericile care ne oferă companie plăcută. Ar trebui să mergem în bisericile acelea în care simți durere pentru păcat. Unde te doare păcatul? Unde-i prezente Duhului Dumnezeu? Păcatul care umple paharul este păcatul care nu mai doare. Cât ar trebui să predic sau să cânte cineva în seara asta, o să rog pe unul din frați să ne acorde niște acorduri, să ne dea niște acorduri de org, dar nu acordurile muzicale produc durere pentru păcat. Nu predica mea trecută peste program în seara asta poate produce durere pentru păcat. De Duhul Sfânt aici ne doare de noi, nu ne doare. De mai avem ceva din Duhul lui Dumnezeu în noi, ne doare. De nu mai avem nimic, nu ne doare. Îngerului Bisericii din Efe scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Și nu se plimbă prin adunare, nu-i trecere umblă prin efrată făceți. Umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, o la ta răbdarea ta. Știu că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu să ne găsim găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dar am ceva împotriva ta. E că nu te mai doare starea pe care o ai. Ți-ai părăsi dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut și pocăiește-te. Altfel, voi veni la tine și mi iau sfeșnicul din locul lui. Uitați-vă, sfeșnicul lui Dumnezeu, în cartea Apocalipsa și nu numai este asociat cu Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune, de nu te doare, starea de păcat îți iau lumina, îți iau speșnicul, îmi iau dul de pocăință de la voi. Și vă puteți aduna cât vreți, puteți să predicați cât vreți, puteți să cântați cât vreți în seara asta la Efrata. Duh al lui Dumnezeu, vine!”. Duh al lui Dumnezeu vino! Duh al lui Dumnezeu vino! Lasă durere pe o păcat aici! Dule te cercetează în seara asta! Păcatul care umple paharul este păcatul din care nu te mai poți opri. Este păcatul care nu mă mai doare. De nu mă doare, îi vai de mine. Îi vai de mine cel mai clar indiciu că cineva mai are un pic de Duh Sfânt în el. Impropriu spus că el nu poate fi numai de tot sau deloc, dar ceva în el. Biblia spune că mugul care fumegă nu l stinge. De mai fumegă ceva te doare. De nu fumegă nimic. De dorează evangelizarea încă încă o lună de zile, în fiecare seară, de nu doare, îi degeaba. de degeaba. În seara asta, du-le vino. Lasă durere aici. Lasă durere. Când Dumnezeu lasă durere, lasă durere în veterea iertării. În veterea ridicării. Aleluia! Aleluia! Păcatul care umple paharul nu mai doare. Și trei, și în ultimul rând. Păcatul care umple paharul. Pentru păcatul acela Dumnezeu nu te mai ceartă. Irod a tăiat capul celui care îl mustra. Când i-a tăiat capul, nu l-a mai mustrat nimeni. A fost o vreme în care Irod Antipa era mustrat de Ioan, dar cel mustra Ioan era agenda lui sau în agenda lui mustrarea. Nu! Mustrarea nu e în agenda noastră, e a lui. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Aleluia! 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 Mustrarea, certarea, Fac parte din agenda lui. Îi mustră pe aceea pe care îi iubește. Îi ceartă pe aceea pe care îi iubește. Când el nu mă mai ceartă. Când el mă lasă să fac ce vreau. Paharul e plin. Vreau să cred. Când seara asta Dumnezeu ne-a dus aici. Și dacă ne-a mostrat, e spre binele nostru. <laughs> Aleluia! Aleluia! Când El nu te mai mostră, când te lasă să faci, când mă lasă să fac, înseamnă că nu mai are nicio treabă cu mine. Suferiți pe Domnului. Suferiți mustrarea Domnului. El se poartă cu noi ca și cu niște fii. Care este fiul pe care tata nu-l pedepsește? Știți că există aici, a, 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 nu există excepție? Nu există excepție? Dacă suntem scutiți de pedepsă, de muslare, de nuiauă, de care toți, nu toți oamenii, toți fi de drept o parte, dacă suntem scutiți de ea, e paharul plin, suntem copii din flori și nu fii. Te doare ceva în seara asta? Doare pe cineva ceva la făcet în seara asta? Păcat e tot ce duc prea greu și prea în zadar și prea gemând când zborul ar spre Dumnezeu mai vrea mult mai aprins luptând e tot ce ar din vis din pied, din timp și din priviri pe un drum străin de paradis și de sărinele trăirii e tot ce ascund sub gând sau sub cuvânt sau sub condei ce nu-i păcat în alți cântând, curat când ai, curat când ei, e tot ce nu-i frumos și nu-i senin și nu-i curat, ce nu-i făcut pentru Hristos, păcat e tot, păcat, păcat, păcat de tot ce nu-i supus lui Dumnezeu cu gând voios, păcat e tot ce nu-i adus din rădăcină lui Hristos, dar dintre toate cel mai greu, sau păcat e tot ce-i greu și amar, dar dintre toate cel mai greu, e răul aruncat spre har. Poate ceva te doare în seara asta și tu vei trece cu vederea. E grav. Poate vrea Dumnezeu să te doară și tu spui, nu mă doare. E ca și copilul ăla pe care tata l-a bătut și zice, nu mă doare. Ba spune, Doamne, mă doare. Mă doare. Mă doare că nu mă rog atât de mult cât ar trebui. Mă doare că n-am gândurile pe care tu vrei să le am, mă doare. Mă doare că nu se la înălțimea staturii pe care tu aștepți de la mine. Mă doare că n-am rodul pe care trebuie să-l am. Mă doare! Vindecă-mă, Dumnezeule! Ce înseamnă să nu te mai certe, Dumnezeu? Poate te simți mustrat în seara asta, totuși. Închei cu Isaia 6. Vreau să fac diferența în seara asta, ce înseamnă să te mustre Dumnezeu personal sau să te simți mustrat, să conștientizezi păcatul. Am văzut pe Domnul în templul lui și poalele mantei lui umpleau templul. L Am văzut la serafimii aveau șase aripi cu două și acopereau fața, cu două picioare, cu două zburau, strigau unul către arcul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământ se prinde slava lui, se zgudeau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și auziți ce face cineva pe care îl doare? Păcatul. Deși era profet, cum să-mi însușesc strigătul lui în seara asta? Vai de mine! De predic fără să trăiesc. Vai de mine! Cu toate că mă silesc să trăiesc ceea ce predic. Că orice aș face, sunt un om cu buse necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buse necurate. Am văzut cu ochii mei pe Domnul Oștierilor. Când pe cineva îl doare, strigă. Când pe cineva îl doare, zice, Doamne, nu mai pot să tac. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de cemetele mele necurmate. După ce mi-a fost atinse buzele cu cărbunele de pe altar, am auzit că lasă Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și Isaia spune, Doamne, mă duc și predic eu. Și Dumnezeu îi spune, Isaia, te duci, dar răspun ce trebuie să predici vreau să spun care este tema pe care ți-o dau. Nu te spune poporului acestuia, într-una veți vedea sau veți privi cu ochii și nu veți înțelege. Veți auzi cu urechile și nu veți pricepe nimic. Împietrește inima acestui popor. fă tare de urechi. Ca nu cumva să se întoarcă la mine. Dacă Moise și Samuel ar venit să mijlocească poporul acesta. A umplut paharul, nu-l mai iert, să se ducă. Să se ducă. Și a venit Isus, după sute de ani, de la uh, uh, vedenia lui Isaia și l-a întrebat ucenicii, cenici, Doamne, de ce nu ne predici ce ne place? De ce predici în pilde? De ce? De ce atât de ciudat? Pentru că vouă a fost dat să cunoaște stainele împărăției, lor, nu. Cu ei se împlinește ce a spus Isaia. Ei văd ei aud predica, dar pe ei nu mai doare nimic. Și Iisus conclude în Matei 13, cu un verset cu care eu conclud în seara asta, în dește că n-ai umplut paharul, dar ferice de ochii voștri care văd și de urechile care aud la făget în această seară. Haleluia! Ferice de ochii care își văd starea și de urechile care aud vocea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Nu știu. Nu pentru că n-am venit de mult, am ajuns la ora asta. Vreau să cred că așa a fost să fie. Să se lungiască această zi a harului cu încă o cântare. Frații de la Betania, haideți să cântăm. Poate n-ai umplut paharul. Poate n-ai umplut paharul. În seara asta, spune Doamne, a început să mă doară ceva, dar nu suficient ca să strig. Dure Sfinte, vino!